Steaua TV dedică săptămâna 1-8 martie femei. Femeile din spatele bărbaților puternici din clubul Steaua București. Astăzi, povestea Aureliei Georgescu, soția lui Eugen, antrenorul echipei feminine de polo a clubului din Ghencea. Cum l-ați cunoscut pe domnul Eugen și cu ce v-a cucerit? Era sportiv de performanță, eram la același liceu, el era mai mare și având și preocupări comune, fiind amândoi făcând sport de performanță și am făcut handbal, s-a legat această prietenie. Cine gătește familie și care este mâncarea preferată a domnului Georgescu? Eu gătesc, el gătea când era plecat afară. Gătea foarte bine și acum cred că nu mai știe. Mâncarea preferată a lui cred că este cea mai nesănătoasă, adică cartofi prăjiți cu o ceapă sau ceva, dar acum a început să mai lase din asta. Preferată, dar nu pe care o gătesc eu mereu. Care este calitatea pe care o admirați cel mai mult la dânsul? Nu se dă niciodată bătut. În orice situație este ceva de la capăt. Nu se lasă, totul poate să rezolve, nimic nu-i se pare imposibil. De cât timp sunteți împreună și care este secretul longevității? Trebuie să spun acum că am făcut 50 de ani anul trecut și secretul cred că este aceeași profesie. Amândoi suntem profesori, amândoi am făcut sport de performanță, amândoi ne-am înțeles unul pe altul. Când plecam eu în cantonamente, el nu avea nicio problemă cu asta și el la fel. Și acum când pleacă, deci m-am obișnuit, 50 de ani e destul. Care a fost cel mai frumos cadou pe care vi l-a oferit de Ziua Femeii, de 8 martie? În primul rând, florile. Mie îmi plac foarte mult florile și cadouul nu pot să spun cel mai frumos. Dacă mi-aduce un buchet mare de flori, îmi place foarte mult. Mă cucerește cu asta.